știam. Ați venit la mine în birou și unde a fost exact dreptul așa? Da, nu trebuie angajat. Ați avut pe domnul Ioșca, da? Da. Ce ați spus atunci? Domnule, eu am pe domnul Ioșca, pe termen de 6 luni de zile, ca să mă inițiez, să mă formez, ca să văd care-i treaba. N-am înțeles aici. Cine a fost aici? Elevul sau profesorul a fost cel care n-a învățat corect? Ca să deduc că acum iar a venit încă un domn profesor. Nu și-a pot să numesc. Tocmai am spus înainte atribuțiile și ce vreau deci, să fac. Deci eu am înțeles un lucru, profesor. Domnul Ioșca nu a fost competent de a vă învăța pe dumneavoastră? Ba da, a fost competent și putea să mai rămână. Problema a fost că tot din cauza dumneavoastră a plecat. Deci din cauza noastră. Da, pentru că eu singur... Deci dumneavoastră ați declarat cu 6 luni de zile o să învățați regulile. Acum am înțeles că iar nu puteți să faceți față. Eu singur nu pot rezolva toate problemele. Băi, fraților, haideți să o spunem pe aia dreaptă. Aveți 9 luni de zile. Noi ne luptăm, ce ne luptăm? Ca să angajăm avocați. De ce? Pentru că nu avem un jurist, da? Că putea să deci noi ne zbatem ca să avem... Păi ce o să se întâmple? Noi ne zbatem pentru că avem procese și ne trebuie un jurist. Nu avem om jos la doamna Maria. Deci nu avem, deci noi ne zbatem și dăm iar 2400 de lei. Domnul Gureanu, nu transforma ședin. Eu nu înțeleg. Deci eu nu văd cu ochi buni chestia asta. Și vreau să vă dau într-o lună de zile, trebuia să vadă ceva, domnule. Nu știu ce vedeți voi să pun cu ochi buni în comuna asta, adică nu-i domn primar. Nu știu dacă vedeți ceva cu ochi buni. Păi nu, eu am fost vehement și mandat trecut. A, nici atunci nu vedeați nimic cu ochi. Păi nu, dar dacă nu s-a făcut nimic, dar ce se... Dar dă-mi concret. Domnule, ia dă-mi concret, rog frumos, ce s-a făcut concret și ce s-a realizat în comunitatea dumneavoastră. Concret. Dacă vă dați seama, avem un problem foarte mare cu apa acum. Dacă vreți să ne ajutați, veniți cu soluții. Da, e ușor. Dicertați și dipus presiuni în continuare. Păi ce soluții, frate? Păi ce soluții să vină în fratele meu? Păi ești delegat pentru praf. Ca să vină cu lumea cu banii din buzunar și să spui că mâine se oprește apa. Spuneți-le oamenilor că mâine se va opri apa, iar au spus ăștia banii din buzunar și a doua oară spune eu că nu te mai duci la poartă, omul, că iese cu siguranță și dă-mi cap. De unde aveți? Eu n-am nicio treabă. Eu n-am nicio treabă. Eu nu am nicio treabă chestia asta. Nu mă interesează, dar problema e... Nu mă interesează, nu ce mai stați și eu. Și mai e o problemă. Deci, din informații, deci dacă vreți, vă aduc omul aici, vă aduc primarul, o să vă aduc primarul, ședință ca să vă spună. Crabu a spus așa, deci apa este la dispoziție toată ziua. Cu dispoziția primarului, așa, deci el oprește cu de la sine puterii. Dă două ori așa. Nu-i frumos să facem așa. Deci chiar nu-i frumos să facem așa. Deci nu creați de legaua, domnitare, nu creați de legaua. Sigur că e numai pauză. Când s-au venit oamenii și-au făcut meeting, am vrea mai mult. Dacă a venit ceva... Când au venit oamenii la meeting, eu am răspuns în față. Hai să ne batem joc de aceea. Chiar e... Domnul, vă rog frumos, vă rog ședințare. Ceea ce vrea colegul să zică, ne ducem la divers. Domnule, eu am pus o întrebare, clar, nu mi s-a răspuns. Dați-i... Băi, dacă trebuie să vă copii, pertinentă bine, dar mai trebuie, parcă ajutor, vii cunosc și general este zero, stai minte. Domnul Mititeu, deci, mai aveți ceva de adevărat? Nu mai am. Domnul Sfântul, aveți cuvântul, vă rog. Da, în două cuvinte despre ce a spus domnul Mititeu, eu zic că pentru a accesa niște fonduri europene trebuie un special pentru această problemă. Aparatul din primărie nu este specializat și nu are timp să facă așa ceva. Iarăși, ca timp, vă spun că poate dura 6 luni, poate dura și un an de zile ca să acceseze un proiect. Ați văzut foarte bine, guvernul care a fost, într-un an de zile, n-a accesat un proiect european. Ce poți să ceri la un om în 2-3 săptămâni? Deci nu se poate, trebuie să-i dăm timp să-și facă treaba. În privința cotizației, eu zic că asta n-avem ce comenta, trebuie să o dăm, că toată lumea o dă. Ar mai trebui, domnii de la GAL, să vină să instruiască periodic, să instruiască oamenii de afaceri, agricultorii sau ce sunt în zonă, cu modalitatea de a accesa aceste fonduri de la GAL și de a face proiecte. Domnul Neagu știe despre ce este vorba, a făcut așa ceva, poate să consilieze și dumnealui pe cei din comună care vor să acceseze aceste fonduri. Mulțumesc. Domnul Moise, aveți cuvântul. Nu, domnul Neagu să consilieze. Am vorbit, n-ați fost consilier tura trecută, când a venit domnul Talambu în ședință, l-am rugat să vină periodic, mai ales când are nevoie de aceste cotizații, să ne explice ce are nou, un program pe anul concurs, să stăm de vorbă cu el. A doua întrebare care vreau să o pun, avem vreun proiect în derulare cu această asociație, nu? Acum, în prezent,
Deci de anul trecut, de când s-a reușit cu acel grup de escalator, nu s-a mai derulat niciun. Dar acum începe sesiunea. Da. Am discutat cu domnul Neagu, dânsul a discutat mai departe cu domnul Talambă. Am înțeles că o să fie vorba, noi ne-am axat pe varianta de capelă. Da, să vedem, ei n-au scos încă ghidurile solicitantului. Mai durează un pic când ei lucrează la ghiduri, să vedem exact ce cerințe sunt, să le citim, să ne informăm, să putem voie și pe aia să demarăm, să vedem exact ce ne hotărâm să facem. Bineînțeles, o să cerim și putem. Am să vedem ce vor ei, să, adică ce program au ei, la pentru ce segment au bani. Să vină dura viitoare, ședința viitoare. E bine să vină după ce termină și ghidurile, ca să discutăm exact în material. Poate să termină până anul. Da, dacă termină. Rescriere la cuvânt. Se supune la vot punctul 2. Cine este pentru? Numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2017. Inițiator primarul Comunei Târgu Troi. Înscriere la cuvânt. Se supune la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de dispoziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Inițiator primarul Comunei Târgu Troi. Discuții? Înscriere la cuvânt? Se supune la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea premiului în bani, în cuantum de 500 de lei, cuplurilor care vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul 2017. Inițiator primarul Comunei Târgu Troi. Discuții? Domnul Sfârlea? Da, poate s-a făcut o statistică. Ne spune, domnul primar, câți ar fi? Nu știu. Exact. Da, cei care vor împlini. Nu sunt cei care vor împlini. Da, 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 da. Oricum să zice. E o idee care s-a făcut în primul an. Da. Nu cred că e cineva împotrivă să... Se supune la vot. Așa a fost. Cine este pentru? Punctul numărul 6. Diverse. Înscriere la cuvânt. Domnul Mititeiu Liviu. Domnul Tânguian. Domnul Sfârlea. Domnul Moise. Domnul Boagă. Domnul Mititeiu, aveți cuvânt. La capitolul diverse, aveți, vreau să vă întreb, aveți vreo cereri? Că erau câteva cereri. În speță, nu știu cine au fost ultimii, dacă bine mi-aduc aminte, era cineva de la Tuta, mai era domnul Socaci. Vreau să știu dacă trebuia să le dăm un răspuns la ședința asta. Domnul Socaci, era vorba de o concesie de teren, în zona Cucoara. Deocamdată, nu avem de unde. Vedem acum să se dea, trebuie să vină cei de la cadastru, să dăm punctele exacte de unde și până unde este agreat cei de la APIA, de unde sunt mai mulți parte de făcut, deocamdată nu... Păi da, nu, dar el în cererea lui care ne-a spus-o în ședința trecută, era o suprafață delimitată, în care omul spunea, de la până la. Nu. Ei spunea o suprafață, o suprafață de un hectar. Delimitată, trebuie căutat o suprafață aia. Am înțeles, și mai erau cineva, și deci, așa, bun, asta este... Cineva de la Tuta știu cu bucată de teren, Danielu Fărbuș. Nu? Eu ziceți, că altcineva nu mai era, două cereri am avut. Eu nu știu cineva. Aici la îngrazie, la intrare. Da, da, da. Nu neapărat la îngrazie. Unde am găsit, acolo avem bucata aia, alta nu mai. Da, dar și acolo întâi avem nevoie de cadastru, avem nevoie, deci eu le-am fi lung. Da, a venit cu o specificație anume ca să spună ce dorește să construiască acolo, ce să facă. Da, a zis la un moment dat că vrea să facă ceva
fabrică de bolțar. A, dar nu cred că e permis așa ceva. Nu, eu i-am explicat cum stau lucrurile. Dacă el obține acord de la drumul național, este treaba lui. Nu e vorba de drumuri, e spațiu de locuit acolo. Principalul motiv este drumul național. Bun, situația cuvelor de gunoi. Da. S-au distribuit toate cubelele, toate cubelele? Alea 84, da. Deci acum, la momentul, la momentul discuții, nu mai există nici nu. Nicio cubelă. Deci, deci toată lumea este bucuroasă, fericită. Da, nu mai sunt de distribuit, dar mai avem, da, mai avem încă o cerere la Consiliul Județean, care am depus-o pentru 780, deci aproape 100%, plus diferența la totuși. Și a zis, mi-a promis la Consiliul Județean că ne face, o să aibă în ordinea de zi la ședința următoare, în care să pună în vedere ce... Dumneavoastră, în calitate de viceprimar, suntem la noua ședință de la preluarea noului mandat. V-am spus tot timpul, dar nu duceți-vă la restaurant Pablo ăsta, ce este acolo. Da. Este numai mizerie în strada aia. Schimbați containerul ăla de gunoi. Mai luat, doamnă? Nu, dar nu se strică non-stop, nici n-am fost schimbat. Eu urmăresc asta în fiecare zi. Și am să iau, de acum trebuie să fac cum face domnul Anton, să iau telefonul și să filmez în fiecare zi chestia asta. Păi le-a schimbat pe ăla din stația. Asta e prima problemă. A doua problemă și care este mai gravă. Trebuie să luați un coș de gunoi, să puneți la dispensar. Am stat cu stupoare că am intrat la medicul de familie și am văzut tampoane din alea. Tampoane de la... Deci, faci din alea compresii, pline de bacterii, de sânge. Dacă a luat un copil, deci dacă a luat un copil, se îmbolnăvește, el a luat secunda 2. Deci, aduce o epidemie, un focar de infecție, sânge și de educația vieților. Da, dar trebuie pus un coș. Doamne, trebuie pus un coș de gunoi. Dar ține și de amenajare interioară a domnilor doctori și a... Nu puteți să avem responsabilitatea să mergem fiecare... Doamnă, ei poate uită, nu știu dacă sunt... Nu uită, n-are cum să uită. Doamnă, poate... Eu nu vreau să-i acuz că sunt răvoiți. Sau poate, uite, ies oamenii afară și aruncă. Așa sunt învățați, nu aruncă la coșul de gunoi. Mai ieșea ceva, că vine cu copilul la dispensar și ca să mai apurească acolo, să mai plângă, îi dă una politană mică. Aruncă deșeul de la respectivul aruncă pe jos. Puneți și acolo. Știți foarte bine, acum, în perioada asta, foarte mult ne-am axat pe colectarea banilor la apă și știți foarte bine că fiecare zi non-stop despre asta am făcut. Asta am făcut. Aseară am stat de la ora 3 până la ora 7 și jumate seara. Deci asta a fost punctul forte acum în perioada asta. Nu că am neglijat partea cealaltă, dar vreau să vă aduc la acolo și știți foarte bine că asta... Da, dar asta se face în timpul programului. Păi timpul programului nu pot să merg și la colectarea. Cei de la 416 a pus două lupeți cu balast. Și se poate planta... La încasare, în sat, nu putea să meargă numai domnul casier, pentru că lumea știți cum este reticentă și a trebuit să mergem noi. Eu vor domn primar. Și asta a fost rostul, nu poate să fie un alt domnul. Pe cât de recalcitrat este. Cum? Păi și atunci asta este problema primordială acum. Și nu numai cu noi, avem atât de multe probleme. Da, mai aveți ceva. Mai am un punct și cu asta închei. Când va veni să autogrenderul ăla ca să niveleze și da, totuși... Probabil mâine. Mâine, da? Da. Bun. Asta. Mulțumesc frumos. Domnul Gurean, aveți. Da. Eu am așteptat la început de an ca domnul primar să ne prezinte un raport începând cu activitatea din 2016 de când am preluat noi, ca să știm câte lucrări s-au executat, ce sume s-au dat, ce lucrări s-au făcut și cum a fost făcut, ca să știm că în anul ăsta să nu le mai facem din nou lucrările respective. Da. Privitor cu reabilitarea drumurilor din Coadul Putam, eu am atras atenția. Lucrările astea trebuie făcut cu oameni specialiști. Nu cu oameni care să facem numai pentru o zi, pentru alta. Aș vrea să-l întreb pe domnul primar. Îmi puteți spune în octombrie, când s-a făcut reabilitare, cât a costat drumul atunci? Nu mai rețin. Rețineți? Țineți? Da, când s-a făcut atunci cu compactarea, cu taruzamentul, cu ce s-a făcut atunci? Nu mai rețin, chiar nu. A fost total pe comună. Da, da, total pe comună. Eu vă spun un lucru, nu cred că a fost total pe comună. Eu mă refer, mai nu s-a putut, da. Stați-o, da. A, nu.
Eu cred că devizul nu poate să-l facă pe toată comuna. El, eu cred nu că face... Nu are ore democratice, dar pe fiecare localitate. Dar v-am dat, cred că n-ați cerut și Dumnezeu. Păi nu mi l-ați dat de asta. Da. Eu am primit informația oricum. Este undeva... Deci este undeva clasificat între un miliard și un miliard vreo 400. Nu știu sigur. Deci informațiile astea... V-am spus. Dar eu v-am spus, ca să nu fie da. Probleme cu chestiile astea, că domnule, se presupune sau nu, eu aș fi vrut ca dumneavoastră să ne aduceți argumente solide prin care să ne demonstrați că, domnule, nu au fost un miliard jumate, au fost numai 500 de milioane, da? De ce? Pentru că aceleași lucrări le executăm din lună în lună. De ce? Pentru că nu se iau măsuri competente. Așa cred eu. În primul rând, noi nu avem o comisie formată care să supravegheze lucrarea, da? Eu cred că în momentul în care începem lucrarea, cu o săptămână înainte trebuie să anunțăm populația. Din zonele respective pe care le facem lucrările, domnule, pentru că știi foarte bine, unul pune balastru, unul pune lemne, își face fiecare treburile cum se poate. Dar anunțând cu o săptămână înainte, asta ne duce pe noi la posturi mai puțin. De ce? Pentru că nu trebuie să stea grederul ca să teacă ăla, să spadă lemne sau să pună lemne sau ce este, da? Iar lucrările să fie corespunzător. Deci exact ceea ce stipulează pe deviz să fie făcut. Pentru că noi observăm, eu am trecut și azi dimineață și m-am uitat, s-au făcut lucrări, da? Asta pentru prima fază. Dar ce înseamnă dacă a venit o ploaie acum, peste 2-3 zile, deja exact aceeași lucru avem. Noi ne luăm o pinciă în fiecare săptămână. În loc să ne luăm de piele ceva care să ne țină pe parcurs. Ca atare, eu cred că trebuie făcut cu oameni specialiști. Sau să avem măcar un specialist. Domnule, care să-l supravegheze, să vadă care treabă. Da. Da? Domnul Urea, ceva? Să țin cont domnul și... Domnul primar a spus că noi o să vedem și o să fie cu canalizarea, o să fie cât mai repede actualizat, cât mai repede făcut canalizarea asta. Branșamentul. Branșamentul. A spus că până în decembrie o să fie obligat primăria că și angajamentul sau eu știu ce. Că trebuie terminat până în decembrie. Noi am ajuns deja în martie. Da. Care este procesul? Ce s-a întâmplat? S-a stagnat. Am înțeles. A venit doamna Scheider sau ce s-a întâmplat? Bine. Ați făcut ceva, domnule. Uitați care este treaba. Noi am avut demarat pe fonduri europene. N-am ajuns în stadiul de finalizare. Puteți să ne acordați un sprijin ca să finalizăm? Sau putem? Aveți demarat ceva pentru... Iar vă întreb. Că și atunci, în decembrie, vi s-a pus întrebarea, a zis că se va rezolva. Acum iar vă întreb. Se va rezolva odată cu canalizarea? Da, astăzi avem speranțe. Astăzi avem vizita celor de la Iași, domnii proiectanți, nu s-a făcut din, și într-o parte de lipsă de bani. Adică și proiectul trebuie plătit. Așa nu avem buget încă aprobat. Așteptăm să vină astăzi la ora 10, o să apară domnii de la Iași și dacă puteți să rămâne... Domnii de la Iași fiind cine? Proiectanți. Proiectanți. Da. Încă o reglementare asupra proiectanților. Proiectanții ăștia vin numai încasează banii și pleacă. Fără să fie terminat lucrarea. Ce înseamnă? Păi dăm jumătate de miliard, dăm un miliard. Fără să ne garanteze că noi lucrarea o să putem termina. Sunt și pe alte fonduri, da? Și pe orice. Păi multe proiecte, aș vrea ca tura următoare să ne aduceți câte proiecte s-au făcut anul trecut, câte s-au finalizat. Cât a costat proiectele care nu s-au finalizat. Și să vedem care sunt... Păi avem, domnule, avem două proiecte de asfaltare. Unul care l-am găsit de la domnul Avabi, care l-am terminat noi imediat ce am intrat și l-am depus pe 20 februarie. Unul care l-am făcut eu, noi, atunci când am intrat, pe 74 de miliarde. Deci numai cu finanțarea de la noi, așa, poduri și podețe. Dar eu vă întreb, înseamnă că două proiecte sunt... Păi celelalte lucrări cum s-au făcut? Fără proiecte? Care lucrări? Păi dar înseamnă că nu s-au făcut alte lucrări decât două lucrări. Sau... Două. Avem căminul cultural pe PNDR, ascultați-o reacție, avem căminul cultural pe PNDR, unde se va ocupa tot domnul Neagu, așa, deci totul a eu fost... Avem acolo proiecte făcute? Da, sigur că da. Căminul cultural... Păi, dar eu asta m-am întrebat, domnule, vreau să văd toate proiectele care s-au făcut. Rămâneți după ședințele. Vreau să văd toate proiectele, nu? Vreau să văd câte finalizări s-au făcut. Un lucru cu domnul doctor. În decembrie ați spus că, domnule, în ianuarie o să mă duc la patrul, la casă de asigurări și o să rezolvăm problema cu domnul doctor.
Aș vrea să văd și să știu în ce stadiu ne aflăm, că noi bătrânii, la 80 de ani, trebuie să-i aducem exact. Ce facilități, domnilor? Păi dar noi la domnii doctor, ce facilități le-a făcut? Ce condiții le-a pus? Ce au spus domnii doctor? Domnule, noi ne luăm angajamentul că venim în tuta? Păi domnule, dacă nu vine în tuta, atunci eu cred că și la trotul și nu mai trebuie. Trebuie reziliat contractul cu ei și gata, s-a terminat filmul. Pentru că avem o populație în tuta care nu poate să deplaseze, da? Bun. Trebuie luat măsuri, trebuie discutat cu domnii doctor. Dar punctul ăsta v-aș ruga așa. Haideți, azi marți, miercuri joi, haideți joi să ne întâlnim cei din tuta, consilierii din tuta, domnul Moise, noi deja am discutat cu dânsii, poate da și dumneavoastră o mână de ajutor, adică e ușor de vorbit, dar să știți că faptele scriptic se fac foarte greu. Noi am discutat într-adevăr la casă de asigurări, am primit acceptul, o să trebuiască să umblăm o leagă, să reparăm, să le reparăm cu o centrală, cu așa, să aibă toate condițiile, adică poți să duci acolo, dar vreți să focărești și de la urmă fac și eu ca colegul. Până la urmă, urmei, ei sunt ca societăți. Da. Ei ar trebui să se dezvolte singur. Până la urma urmei. Niciun gunoi nu-și pot. Păi, dar atunci, domnule, este ceva care noi nu putem să controlăm. Este o secțiune în care noi nu putem să ne controlăm. Este un contract. Păi, dar eu asta zic, că contractul ăla trebuie văzut. Domnule, de asta nu avem noi jurist. Pentru că juristul ăla, la momentul ăla, când este un contract în fața lui, el spune, domnule, la punctul B noi putem să venim cu un amendament. Sau putem să formulăm încă nu știu ce, da? Juristul ne spune, ne învață. La podul de la Târgu Trotuș, de la noi, la tuta. Mai mic, aș vrea ce o vedic aici, răspunde-și de rost frumos, se strică că... Nu mai opri, Petra, ce facem aici? Știi de ce? Trebuie să răspunzi la fiecare întrebare. Răspunde-i că acel dispensar este concesionat pe 45 de ani, așa, orice e în continuu și până pe moară. Păi da, mă, dar în ianuarie, de ce nu ni s-a zis să plângem în celul în decembrie? Între timp am fost și eu și am vorbit că chiar... Dar de ce nu s-a zis, mă, în decembrie, mă? Ianuarie, de ce nu? Nu aștept nici eu, nici el să-ți răspundă nici eu. Păi am fost... Păi văd că tu ești informat și nu ne-ați informat pe noi. Eu sunt informat fiindcă am fost la domnul doctor. L-am rugat dacă, în primul rând, așa se demarează o discuție, trebuie să-i cer și lui accept. Vrea să vină... I-am zis... Dar vreo lună și văd... Deci ce s-a dus la și nouă la cunoștință, mă? Am rugămintea să rămâneți după alea și discutăm. Mai aveți alte întrebări, domnul Grea? Eu vreau să atrag atenția, ca la podul pe care îl avem noi, la totuși, aici, la tuta. Să luați în considerare, pentru un proiect, sau să băgați în buget, să facem pe două părți pentru pietoni. Da, am luat, știu. Pentru că știți foarte bine, dimineața este, și în timpul zilei este... O aglomerație prin care nu se poate trece. Avem nevoie și de o alee pietonală până în capăt. Trebuie făcut în așa fel, încât prins în buget sau eu știu proiectul care se va derula, domne, facem pentru pieton pe două părți. Mulțumesc. Și se adună pentru că niciodată nu suntem lăsați să ne expunem până la punct. Pentru că eu de-a următoare n-am să ne mai spun. Dar dacă sunt întrerupt pe eu și mi se spune ca pe timpul lui Ceaușescu cu jumătate de pâine, nu pot să ne spui părere. Mulțumesc. Domnul Sfârlea, aveți cuvânt. Da, un minut atât vreau să vă rețin. Problema apei și la Vișoara și la Trotuș. V-am rugat și v-am spus, până nu băgăm cu doi excavatorul să facem câteva groti, nu rezolvăm problema. Vă spun clar, da, este părerea oamenilor. Este părerea oamenilor. Da, clar, deja nu a noastră, părerea oamenilor. Da. Da, și, nu, în primul rând, cei care sunt cu plățile în urmă. Da. Aia, în primul rând, de Brașa. Da. Da, avem la Vișoara... Trebuie demarat de contract. Da, deja am la Vișoara, după cum ați văzut, la Vălan. La Târgu Trotuș sunt 3. Dar la Vălan n-ați tăiat. Nu, n-am tăiat, pentru că era problema de șanță. Și acolo plătești la anul. Nu, am sigilat și am tăiat. Nu. Am sigilat. Nu sigilați. Faceți groapă. Trebuie tăiat din... Faceți groapă chiar dacă... Nu, plătești. E doar pe metru și tăiat. Nu mai consumăm. Da, vă solicităm atunci când mergem la Vișoara, vă solicităm să veniți și dumneavoastră. Să vedeți cum reacționează lumea. Dacă tot... Nu se vine atâta timp cât este poliția acolo, este la ce să vin eu? Excavatorul își face treaba, își tai... Da, da, da. Asta trebuia de 3 ani de zile, domnul Sfârlea. Trebuia de 3 ani, care au fost consilier. Asta e, știți prea bine. Domnul Sfârlea, alte întrebări? Mulțumesc. Domnul Moise, aveți cuvânt. Da, atins Petrica din Eurea, punctul care vreau eu să dezvolt în legătură cu podul.
eu vreau să zic și drumul de la Târgu Trotuș până la Tuta este, având în vedere că e foarte solicitat, trebuie să facem ceva, să reparăm, în primul rând, acele capace de canalizare, să le ridicăm la nivel. Sunt situații în care se circulă, vin copiii ăștia, angajații de la Târgu Trotuș, la Lustranz, știți că este la ora 4 dimineața, la 7, când se duc la servici. Lumea circulă cu mașinile cu viteză și e pericol de accidente tot timpul acolo, până se întâmplă nenorocire. Pentru asta propun să facem cumva, să montăm acele limitatoare de viteză. Păi, bine, e posibil că nu răde. Până nu se întâmplă vreo nenorocire, nu o să se ia măsură. Da, e periculoasă zona. La urcarea la pantă, să punem panta acolo unde este statuia, unde e Fecioare Maria, să punem buldo, să mai rașietăm, să îndreptăm, să fie, să creăm un pic de vizibilitate acolo. În momentul în care o să vină două mașini față în față și se vor ciocni, da, o să fie prea târziu. Deocamdată, știți că nu e în atribuția noastră, deocamdată. Este la hai să demarăm dacă nu e în atribuția noastră, că noi da, reparăm drumul. Da. De banii primăriei și a Consiliului Județean. Ia Consiliul invers. Ia județul. Și este și o problemă în ordinare acum cu canalizarea. Asfaltul deja a început să se rupă, dacă v-ați uitat atent. Acolo de la Ion la Vale. Eu am venit cu... Acolo trebuie luat, acolo o măsură... Eu am să vin cu propunerea. S-a și lărgit. Noi am putea să facem regulă ca nu să avem acolo. Deci, profesor, ca să treci drumul de la județean la comună, da? Eu am să vin cu propunerea ca acel șanț care... Trebuie să facem ceva. Care ce există... Nu se poate acoperi cu toate. Rigolul care o să... Deci, ascultați-mă o leacă. Sub brutăria acolo, unde face traversarea drumului, să preluăm apa de acolo și să o ducem pe uliță, pe la... Total eronat. Eu am auzit discuție. Așa. Total eronat. Și vă spun de ce. Păi noi facem o canalizare prin spate aici, pe la motosară, în spate acolo, da, nu? Da, da. Păi vă dați seama că noi facem o creare de... cum să zic eu, pentru, exact pentru Râul Trotuș. Păi acolo se va surpa, nu? Că dacă vine apa mare pe aici, marul ăla acolo, el o să surpe o leagă. Păi când vine Trotuș exact acolo bate. Ce facem? Creăm oportunitatea de a trece pe acolo? Să vină la vale? De ce nu facem carosabil? Ceea ce este, e foarte bun, nu? Păi facem carosabil, domnule. Punem dale din alea în formă de ei, se poate curăța, se poate face. Noi dirijăm în așa fel încât ca să intre la respectivul în curte acolo apa. Păi acolo dacă ai făcut curbura aia la Ioșca, deja intră în curtea lui ăla. Ce facem? Domnul Moise, mai aveți de adăugat ceva? Eu cred că nu este bun. Nu este bună ideea. Trebuie analizat foarte tare. Îi facem curs la Râul Trotuș. Ne facem cursul la Râul Trotuș, ce facem? Asta vă strângeți și... Păi da, adică noi facem o chestie și Râul Trotuș o ia pe cursul ăla, da? Păi, adică noi în loc să alungăm, facem treaba asta? Da, domnul Gureanu, lăsați-o pe domnul Moise să-și termine ideea. Da, astea sunt echipe de oameni profesioniști care gând, adică analizează situația. Nu putem da noi cu presupusul. Deci, cum a zis mai devreme, vrem specialiști, ca să vadă exact de ce e situația. E posibil să aveți într-o oarecare măsură dreptate, nu zice lui. Să vă vedea. Este posibil, dar... Domnul Moise, mai aveți ceva de adăugat? Oricum trebuie. Să întrebăm pe doamna secretară, cu cine este... Deci e rigorul în carosabil, se poate vizi și se lărgește drumul. Ca să trecem cumva, să obținem o finanțare, să scăpăm de măcirile astea care sunt în sat. Facem solicitare la Consiliul Județean. Suntem într-o situație foarte, foarte... Și trebuie pus problema să ne plătească banii care noi investim. Tot drumul de la intrarea în sat până aici. Ori dacă nu, trebuie mers cu oameni. Drumul a devenit foarte circular, fiindcă... Mai vin și din alte locuri. De la biblioteca din oraș până aici, nu mai intri în oraș. Da. Eviți podul și, mă rog, traficul din oraș. Și... Cam 60-70% din și circulul pe acest drum sunt străini. Mai rău o să fie dacă o să fie obturat podul de la Unești. Dacă se obturează podul de la Unești, traficul crește aici. Trebuie ținut cont dacă vine proiectantul ăsta, drumul și podeții. Drumul, podul nu este, dar nu sunt chiar, este în studia construcției. Da, iar nu păi, dar nu azi... Putem găsi vreo posibilitate să... Podul ăla este depășit. Podul ăla a fost gândit în anii 90 și... Pe moment.
3, dar acest solicitat de acum trebuie găsit de soluție. Uitați-vă și dumneavoastră ce se întâmplă la Onești, podul care e de tranzit puternic și nu vor să accepte să-i financeze apoi de jucăria noastră. De când au văzut podul la Sfințără, aia nu le mă la așa trebuie să vedeți. Trebuie făcut proiecte peste proiecte, trebuie demarat activitatea în așa fel încât mereu și permanent să aibă în fața lor hârtii. Pentru că dacă nu au hârtii, ei nu, niciodată nu o să le dea de capul lor. Domnul Moise, mai aveți domnul face la urmă. Domnul Goag, aveți cuvântul, mă rog. Am rugămintea cât am să intervenție mea, prea fi întrerupere anunțat. 3-4 probleme vreau să ridic. În perioada cât a fost oprită apa, chiar Târgu Trotu și Vișoara, ați avut un control asupra aparatelor de măsură, dacă se întâmplă sau nu? Dacă se pierde apă pe rețea? Da. Da, nu s-a pierdut. Acum a început să pierdă, ieri. Avem o scurtă. Adică poate ați constatat ieri, adică nu s-a pierdut 3 săptămâni și se pierde ieri. Atunci care e motivul de consum este atât de mare? Înregistrarea pe aparat este atât de mare? Apare la tuta, domnul primar, are treabă de ce știu. Apare la Vișoară, este rău totuși. Acum, când zicem noi. Pentru că în momentul în care s-a dat apa cu program, parametrii la normal. Și la Trotuș și la Vișoara. Ieri dimineața s-a întâmplat ceva pe Vișoara și toate drumurile duc la sub Trotuș, sub rău Trotuș. Și am oprit ventilul principal de la astăzi la venit și după ce exact. Adică, o perioadă de atâția ani, când tot am ședit, am luat cuvântul prescriptor la această apă, de ce nu este bătut cu piciorul traseul ăsta barând de 2 ori pe an? A fost lăsat așa de pierde și nu se știe exact de când sunt avarii, din moment ce s-a acumulat atâtea pierde. Nu spune mie cât ieri. Ieri ați constat apă. Păi nu, domnul Gol, să știți că noi am avut impresia că au metri de defect acolo. Dar nu, ieri noaptea a început să se piardă apă. Puternic. Da. Și s-a luat, instalația s-a luat la bază de mai multe ori până acum. Și nu s-au găsit pierderi. Cum s-o văd la parte, motiv și încasatorul nostru, persoana lui Mitelu Petruș, nici habar n-are unde este raportată conducta de Vișoară. Da, nu, eu nici am bază de bază. Tot vis-a-vis de apă, casa de apă de la Vișoara trebuie cât mai repede reabilitată, deoarece în acea perioadă scurtă de timp, 2 ori dimineață, 2 ori seara, să mai strâng un surplus acolo, nea, ca să mai putem ne folosi de apă. Da, asta e o treabă. Este o treabă, de asta au fost făcută casa de apă, bază de stocare, ca să avem o rețea. Când îi dați 2 ori, nu ajunge bine apa în sac, mă opri, aprind foc în boiler, când se încălzește apa, s-a oprit-o. Când se gândește boilerul, s-a oprit apa, să nu ai presiune. Și cum fac focul? Înainte de a veni apa. Arcadam, boiler. Ar zis să nu intervin cu hidrofonul. Nu una, cu 4 ani, domn, dacă ai o reacție. În legătură cu medicii de familie care avem aici în comună, la fiecare început de an școlar și semestru, veneau pe vremuri să fac un control cât de cât sumar elevilor care avem. S-au constatat că avem elevi cu paraziți și medicii nu vor să vină să-și facă treaba, adică să constate. Eu, ca profesor, nu pot să mă implic în așa ceva, să aduc cumva unei familii, cum să zic eu, jignir, da, că i-a făcut copilul care are paraziți. Deși și că nu-l intră în competență controlul acesta care trebuie să facă în școală. Trebuie să avem medic de școală. O altă găsească. Deci de ce ele n-au medici de școală? Păi tocmai din nou. Și având în vedere tot s-a întrebat de proiectul cu grupul sanitar de la școală și încălzări, când începe? Când vine primăvara. S-a aprobat bugetul și nu după aceea. Probabil în 2-3 săptămâni o să alegem. Nu, la sfârșitul lunii, martie. Depinde de ședința de Consiliul Județean de la Bacău, nu putem înaintea lor. Deci după ședința. Bun, la ceea ce am expus eu aici, puteți răspunde acum sau aștept o oră?
Avem casa de apă, da? O să... O să... Nu, asta e altceva. O să mergem cu cei de la 416 să curățăm instalația de acolo. Așa că putem să ne curățăm. Așa și să umplem pe aia. Câțiva locuitori să dăm o mână de ajutor. Numai dacă corespunde din punct de vedere tehnic, ați mai avut fisuri crăpături? Nu, 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 nu are. Noi am vrut în prima fază. Am văzut un raport făcut de nu știu ce... instituție și au trecut fisurat, rupt, adică nu poate scopa apă de ceea ce nu cred. Nu, nu. Noi, când a fost, când CRAB-ul a acceptat și cu program, să ne dea apă cu program, am zis ca să umplem rezervorul, ca să nu mai oprim permanent, să fugim seara și dădeam drumul din el. Dar nu am înțeles că era murdar și trebuie, da. Da, vedeți, dacă dați drumul, trebuie închisă vana de alimentare. Păi sigur, cineva se ocupe, când se oprește apa aici, trebuie închisă vana de alimentare cu conducta principală și da drumul la bazin. Nu e așa simplu. Altfel se duce apa înapoi de unde a venit. Intră pe rețea. Când a fost proiectat, a fost să alimenta și din el s-a alimentat rețeaua satului. Acum se alimentează rețeaua satului direct. Nu poți să faci în paralel și bazinul. Deci, da, da, pot umple bazinul. Umple bazinul, dar închis. Da, închis, trebuie să închizi alimentarea. Închidem de la cine se ocupă de așa ceva? Domnule, dar și până acum să știți că, uite, și ieri dimineață ne-am dus, am oprit-o tot de acolo, deci noi facem naveta permanent, că nu e ce faci. Încercăm acum să schimbăm ventilul. Nu, soluții, nu trebuie gândit bine, nu investim. Nu, soluții. Am înțeles, ținem cont. Da, trebuie gândit. Așa. Și ziceți de medic la școală. Trebuie vorbit cu doamna directoare. Directoare și cu medice, doamne directoare. Ce să mai... Și despre salul la Vinșoara, stă cum stă și la Turca, ce să mai... Poate numai să fie. Sunt școli care au angajați asistenți medicali. Se-i caută de bun. Dar nu știu dacă în mediul rural rămâne să ne interesăm, pentru că... Dar până la urmă și benevol, dacă ai grijă de părinții copiilor, îi ai trecuți în listă, iei niște bani pe ei, ai grijă de copil. Nu, domnul vine din altă comunitate la școală, la Târgu Trotuș. Nu e ca la liceu. La liceu vine și de la Slobozia și de la... Nu? La aici e aceeași comunitate, sunt aceiași copii. Ori acasă, ori la școală, e tot în subordinea lui. Sunt asigurat în sarcul, dar nu cotizează. Domnul e asigurat, dacă ar fi o problemă acasă, copilul respectiv trebuie să ducă. Dar astea sunt servicii medicale, nu are nicio legătură cu contractul de închiriere. Deci aici se păstrează un serviciu cu contract post și ăla e de închiriere. Nu este trebuit. Astăzi revedem situația, diseară să puneați instalații. Domnul Goacă, mai aveți de adăugat ceva? Gata, mulțumesc. Cu asta fiind spuse, declară încheiată ședința ordinară din data de 21.2. Vă mulțumesc. Merge cu domnul Mimată. Înseamnă că dumneavoastră sunteți cumva vice și noi nu știm. Deci ați ajuns în funcția de vice? Deci nu ne-ați anunțat pe noi, domnule. Foarte bine.